Pe rețelele personale de socializare, vedeta a anunțat vestea tristă și a precizat că în aceste momente nu-și dorește să vorbească cu nimeni. Actrița este sfâșiată de durere și a explicat cum s-a ajuns aici. Iată ce mărturisiri dureroase a făcut în mediul online, salutare. Este o zi foarte grea pentru mine. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor domnului doctor ginecolog, am pierdut sarcina. Dacă țineți la mine, vă rog, în aceste zile nu am puterea să discut despre aceste lucruri extrem de dureroase. Uneori nu pot și nici nu vreau să par puternică. Dar vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați susținut. O să ies acum un pic din zonă și o să mă reculeg și o să încerc să mă adun. A scris aceasta, cu toate că Ioana Popescu a renunțat și la țigări și la mai ieși atât de mult, având grijă mare de sarcina ei, ea a pierdut și acum este îndurerată. Vedeta anunțase în exclusivitate pentru Antena Stars că are mici probleme de sănătate cu ovarele polichistice. Un fibrom care nu este operabil și care ducea la dezlipirea placentei.